Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Scrisoare către Moș Crăciun de Nina Poșan Dragă Moș Crăciun, sunt și eu un băiețel, nu prea mare, dar nici prea mic. Am vreo cinci anișori și te rog din tot sufletelul meu, cel în care încape multă, multă, multă dragoste, că slavă Domnului din asta am din belșuc. Moșule, vin la tine cu o mare rugăminte. Te rog să-mi aduci și mie câteva mașinuțe cu care voi face un concurs de mașini adevărat. Să spun ce mi s-a întâmplat nu de mult am o mașinuță de curse galbenă din tablă foarte strălucitoare, care nu mai are o roată, dar eu mă joc cu ea și așa, pentru că, știi, părinții mei nu-mi pot cumpăra alta. Îmi cumpără din când în când câte o mașinuță de turtă dulce sau chiar din ciocolată, însă eu nu le mănânc și le ascund să le păstrez mai mult timp și să am cu ce să mă joc. Am în curtea casei mele un loc preferat, unde fac concurs cu toate mașinuțele mele. Știi, mușule, chiar am făcut o mașinuță dintr-o bucată de rahat pe care mi-a dat-o o vecină. Am meșterit mult la ea, însă era cea mai frumoasă, deoarece o făcusem chiar eu. Să spun ce am pățit. Într-o zi m-am gândit să fac un concurs de mașini și văzând mașinuța mea, cea de tablă, cât de tare șchiopăta, chiar m-am gândit să o scot din concurs. O, însă, o iubeam atât de mult încât am zis că nu este corect să o scot din concurs doar pentru că nu are o roată. Cea mai puternică mașinuța mea părea să fie cea din turtă dulce, deoarece era moare și viu colorată, dar, așa cum se mai întâmplă câteodată, în timpul concursului meu din curtea casei mele, a început o ploaie cu bulbuci care treptat mi-a topit pe rând toate mașinuțele și cele de turtă dulce, și cele de ciocolată. Și chiar și cea de rahat, meșterită de mine. Eram așa de trist, văzând cum, rând pe rând, mașinuțele mele dispar treptat în apa de ploaie, iar eu nu am cum să le ajut. Singura mașinuță care a ajuns la destinație a fost mașinuța mea, de tablă galbenă, cea care nu avea o roată eram în același timp vesel, deoarece mașinuța mea veche câștigase concursul. Și trist, deoarece toate celelalte mașinuțe dispăruseră ca prin farmec în apa de ploaie din curtea casei. Îmi părea atât de rău că nu le mâncasem, chiar dacă păreau atât de gustoase. Concursul nu-l câștigaseră, iar eu rămânsesem cu ochii ațintiți la apa de ploaie care se scurgea în canal. De aceea, te rog, moș Crăciun, să-mi aduci și mie câteva mașinuțe divers colorate ca să le pot deosebi atunci când voi face un concurs de mașinuțe adevărat. Îți mulțumesc, moș Crăciun, că știu Că și anul acesta îmi vei îndeplini dorința, pentru că așa ești tu, darnic și bun cu toți copiii de pe pământ. Mulțumesc, moșule!